Salutare, dragilor! Hakuna Matata! Jumbo! Cine este? Nu știm dacă e mașina noastră, dar a pornit o alarmă. Voiam să zic că cine se scoală de dimineață, departe ajunge, și anume la celebrul restaurant The Rock. Și pentru că astăzi ne mutăm într-o altă zonă a insulei, am decis să venim repede, repejor, încât să îl filmăm. Oh, arată foarte interesant și foarte bine, da. Oare cum ajungem noi la el? Trebuie să luăm barca. Uitați-vă puțin câte alge sunt aici. Fiind flux și reflux, e foarte important momentul zilei în care alegi să vii aici. Acum este ora prânzului și uitați-vă, apa e destul de mare. Înțeleg că dimineața poți merge pe jos până la restaurant. Ne aflăm în satul Michangui, unde se află The Rock. Unul dintre simbolurile Zanzibarului, poate cel mai fotografiat obiectiv al insulei. Însă cum a început toată această poveste? E bine, pe vremuri, insulița aceasta era un hub, să spunem așa, al pescarilor din satele ce împrejmuiesc această zonă. În 2010, un grup de prieteni a decis să readucă la viață acest spațiu unic și să-l transforme într-o emblemă a arhipelagului Zanzibar. Ce găsim acolo? Un restaurant exclusivist, desigur. De regulă ai nevoie de rezervare pentru a merge la restaurant, dar noi ne încercăm norocul dacă tot ne aflăm aici. Hai să luăm barca, să vedem exact ce prețuri au, cum arată, ce putem face, dacă putem bea sau mânca ceva. Inedită ideea de a face un restaurant pe stânca asta și foarte mulți, inclusiv eu, asociază imaginea Zanzibarului cu imaginea... Ai vrea tu o casă aici, nu? Și gata, plecăm. Hakuna Matata. Ideea e că distanța nu e mare deloc, e destul de mică, dar nu-mi dau seama cât de adâncă e apa. Privind cât de mult intră bățul ăsta în apă, aș spune că e nevoie să știi să înoți ca să poți ajunge aici. Are peste un metru, da, pe cont propriu, și n-aș risca. Cam așa se prezintă apa aici. Cred că am ales un moment foarte bun de a veni pentru că se reflectă atât de frumos soarele. Era cât pe ce să-l ratăm pentru că am uitat de el. Și așa se vede plaja de aici, de pe stânca aceasta. Dar e mai frumos când e apă. Experiența este priceless. Într-adevăr, hai să vedem ce prețuri au un meniu. Cam așa arată. Oh, și cu toate astea sunt mese libere. Hai. Propun să stăm undeva aici afară și am prins cea mai bună masă, evident, dar am impresia că se mișcă stânca asta. De la barcă. De la barcă, zici că am rămas cu urmări? Da. Și pentru că se izbesc valurile, efectiv, dar arată foarte, foarte interesant. Și pentru că noi am mâncat, o să ne luăm doar câte o băutură. Cam astea sunt prețurile, 20 de dolari, 27, 30, 39, în funcție de ceea ce alegi, 10 dolari un cocktail și un suc undeva în jur de 2, 5, 7 dolari. Adevărul e că doar pe vasul de croazieră te simți astfel, pentru că te uiți stânga împrejur și vezi doar oceanul, vezi nuanțele diferite ale apei și un sentiment de libertate.
eternitate, aș spune, cred că ăsta e cuvântul. De infinit, pur și simplu ai impresia că nu se mai termină oceanul. Fabuloasă experiența și adie briza e atât de plăcut. Merită să veniți aici doar pentru a servi o băutură, a mânca o înghețată, dacă nu vreți neapărat să luați cina sau prânzul. Scurta noastră escapadă la The Rock s-a încheiat. Am plătit pentru două freșuri, tu ți-ai luat de mango și eu de ananas, $10. Dar cu asemenea priveliște, ce pot spune? Oare avem barcă? Da, avem. Pole, pole. S-a răcorit, a plouat între timp. A fost o furtună mai degrabă, dar am ajuns la hotelul în care vom sta noi două nopți și în care ne vom răsfăța. Ăsta este cadoul nostru pentru toate zilele în care am muncit efectiv în Zanzibar, am alergat dintr-o parte în alta și atunci ne luăm o mică pauză la acest resort de 5 stele care arată foarte bine. Plumeria. Ah, cum miros! Excelent! Foarte drăguț e că Ion are ajutoare de nădejde, doi băieți. Thank you! Mergem acum să ne preluăm căsuța, pentru că e o vilă privată, cea în care o să stăm noi. Interesant este faptul că aici avem maimuțe. Oh, ia uitați acolo maimuțele sus! Vai, nu cred. Așa că noi nu am fost la Johanni Forest și îmi părea rău. Și uite că atunci când am făcut rezervarea nu știam neapărat de lucrul acesta. Ele scot și sunetele pe care le-am auzit noi adineauri. Foarte, foarte interesantă experiența și diferită total față de cele trăite până acum de noi în Zanzibar. Sincer, aveam nevoie de așa ceva. Și cam așa arată intrarea în căsuța noastră. Practic, asta este zona de living. E foarte generos spațiul aici față de celelalte cazări în care am stat noi. Ador genul acesta de pat cu baldachin. Aici se află baia cu două chiuvete. E foarte mare. Și cred că aici undeva în partea dreaptă se află dușul și ușa aceea duce către toaletă. Foarte, foarte frumoasă cazarea și ca de obicei atunci când simțim nevoia să ne răsfățăm și vrem o cazare mai luxoasă, să spunem, apelăm la serviciile Cameliei să ne rezerve ea cea mai bună variantă. Cireașa de pe tort este de fapt această piscină privată. Hai, Hakuna Matata! A venit băiatul să o curețe acum, pentru că a fost furtuna adineaur, sunt foarte multe frunze căzute. Abia aștept să-mi beau cafeaua aici dimineață. Partea faină e că avem și piscină mare și plajă. Da, aștept să-ți scutură acest paradis. Aveți maratalea, copaci cu flori. Da, e superb. Superb locul și e atât de liniștit. Bună dimineața! Nici nu vă imaginați cât de bine s-a dormit și cât de interesantă a fost noaptea asta, pentru că s-au auzit tot felul de sunete, de zgomote. Cred că la un moment dat erau maimuțele aici pe terasa asta. M-am și uitat pe geam, dar era întuneric. Ai impresia că dormi în junglă și chiar așa e pe alocuri. Adică dacă n-ar exista bungalourile astea și dacă n-ar exista resortul în sine, e o adevărată junglă. Vă rog să ascultați câte sunete, câte păsări se aud, câte insecte. Și mergem pe aleea asta până undeva în capăt, unde găsim restaurantul, piscina și plaja. Ah, cum e plaja de aici, fabuloasă. Bună dimineața. Hakuna Matata, pentru ultima oară. Chiar o să ne lipsească locul ăsta și îmi pare rău că n-am venit mai devreme aici. Practic e
bune. Ideal pentru vacanță. Am lăsat și noi cei mai buni de pe tort, să ne relaxăm. Să vedem și noi cum arată un resort de 5 stele în Zanzibar și ce primește, adică care sunt facilitățile, pentru că uite, am fost și în Cuba la 5 stele și lucrurile stăteau diferit. Am fost și în Italia, în Dolomiți, la 5 stele. Aici merită fiecare ban cheltuit, sincer vă spun, cu mâna pe mâna. Da, și gândiți-vă că pentru o astfel de proprietate, uite un baobab. În alte locuri plătești foarte mult, da, un baobab, da, sunt foarte mulți în zona asta, dar ce folos că n-au frunze, e toamnă. Să vă zic ceva amuzant. Când veneam noi aseară de la cină, era un masai aici pe o alee, pentru că ei sunt foarte buni la pază și securitate și lucrează în multe resorturi. Era într-un Eric Beznă și îl văd dintr-o dată în fața mea, deci mi-a stat inima efectiv. Că n-avea lanternă, n-avea nimic, doar ochii se vedeau. În câteva secunde am ajuns la restaurant. Oh, câtă lume e. Ce spuneți, cum vi se pare priveliștea de la micul dejun? Cea mai frumoasă. Avem niște pisici aici care miau una lângă noi. Da, ideea este că avem bufet, dar și opțiunea de a ne comanda ceva pe lângă. Bufetul este foarte bogat. A început să plouă acum. E atât de ciudat să plouă în condițiile în care voiam să ne relaxăm azi. Poate mai mult ne relaxăm. Ele sunt pisicile aristocrate. Ideea este că nu avem voie să le hrănim, ci mi se pare firesc. Dar stau aici lângă noi și mi-au una. Cu greu ne dăm ieșiți din cameră, dar e timpul să vă arătăm și vouă plaja asta pe care suntem noi. S-a încins destul de tare atmosfera, chiar dacă a plouat de dimineață. Sper că v-ați dat seama, dar vlogul acesta este puțin altfel. Este despre partea de relaxare din Hai Huin 2. Cum e internetul aici? Aici, în Zanzibar, în general, internetul este foarte, foarte slab. Ne chinuim. Aseară am stat 2 ore, 3 ore pe plajă. Da, cu telefonul așa. Eu am stat în picioare cu telefonul în mână. Deci cam astea sunt sacrificiile. Superb resortul oricum. Se numește Kono Kono pentru că nu am precizat numele lui. Cred că noi am nimerit una dintre cele mai călduroase perioade aici în Zanzibar. Chiar localnicii ne spuneau că și pentru ei e foarte cald acum. Umiditatea, de fapt, este cea care te deranjează pentru că temperaturile sunt de 28, 29, 30 de grade. Iar acum cireașa de pe tort, plaja ce aparține acestui hotel. Superbă de altfel și atât de liniștită. Turiștii nu prea aleg să stea pe plajă, ci mai degrabă stau la piscină. Arată fabulos, fabulos. Efectiv, chiar mi-am dorit să experimentez așa ceva în Zanzibar, pentru că de multe ori am trecut pe lângă resorturile din Nungwi, din Kendwa, așa mai departe. Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, chiar se întâmplă. Cred că tot de acest resort aparțin și acele căsuțe pe apă, care sunt o altă poveste. Imediat Ion o să dea drona și o să le vedem îndeaproape. Am văzut că mai sunt și alte resorturi care au astfel de facilități, de spații de cazare și cred că e fabulos să stai acolo. Te simți precum în Maldive sau în Bora Bora. Și mai sunt aici 2 bungalouri fix pe plajă. Câtă liniște e! Se aud păsările, adie briza, pur și simplu definiția paradisului pentru noi, evident că vlogul ăsta e despre noi, așa arată. Oh, și cred că acum este reflux pentru că văd că sunt foarte multe alge aici la mală. Seara când am venit noi la apus, care apropo se vede splendid, plaja în sine este unul dintre cele mai bune locuri pentru a-l observa, nu erau alge, adică era apa aceea turcoaz. Și acum să ne alegem un bungalow doar al nostru. Știi care e partea faină? Că aici în Zanzibar resorturile de 4-5 stele, situate pe plajă, cu tot felul de facilități, pentru că, de exemplu, noi aici avem și mic dejun și cină incluse, sunt mult mai accesibile la preț față de alte locuri. Pentru un hotel de genul acesta, să spunem în Seychelles sau în Hawaii, plătești foarte mult, foarte, foarte mult. Și atunci, da, probabil că Zanzibarul e undeva la mijloc, să spunem că sunt destinații precum Thailanda, Filipine, unde sunt mai accesibile de atât prețurile. Dar, da, acum suntem în Zanzibar și ne bucurăm de tot ce ne oferă locul ăsta. Fabulos, suntem noi și încă alte 2 cupluri aici.
cam așa se prezintă nisipul, atât de alb și de fin. Oh, și uitați-vă cât de faină este intrarea. Dacă închid ochii acum, mă văd mergând cu bicicleta pe aleea asta până la una dintre căsuțe. Oh, și practic în partea cealaltă vedeți că e foarte sălbatic, adică nu mai sunt resorturi, sunt aici niște localnici. Frige. Oh, îmi ard tălpile. Ai. Podeaua asta e neagră și vă dați seama că atrage tot soarele, toată căldura și atunci nu e o idee bună. Foarte mulți copii pe plajă. De dimineață până seara. Libertate totală. Asta nu-mi dau seama ce e. Cred că e o caracatiță, oare? Dar pentru mine asta este unul dintre cele mai faine momente ale călătoriei, pentru că mă simt liberă pe plaja asta. Sunt doar eu. Pur și simplu nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt acum. Mă încarcă cu foarte, foarte multă energie locul ăsta, așa cum este el, cu bune, cu rele. În ciuda faptului că Zanzibarul nu a fost o destinație atractivă pentru noi, pentru că nu am înțeles-o. Cred că ăsta e cuvântul. N-am înțeles insula și am judecat-o și am avut tot felul de prejudecăți legate de ea și atunci poate de aceea am pus-o pe un plan secund, dar este pur și simplu o destinație atât de frumoasă și asta dacă vii cu inima deschisă, dacă vii să înțelegi locul și să-l simți cu fiecare celulă a corpului tău. Fiecare loc din lumea asta trebuie văzut, trebuie simțit, înțeles. Altfel, care ar fi scopul călătoriilor? Uai, ce m-am speriat, am crezut că e un șarpe. Fabulos, fabulos Zanzibarul și fabuloasă Africa în general. Ion are o vorbă și anume că vezi o plajă, vezi două, vezi trei, încep să semene și parcă nu te mai duce în destinații care par similare între ele. Fiecare loc are o emoție și îți transmite o emoție diferită și chiar dacă plaja este cu nisip alb și apa este aceeași, apa Oceanului Indian, ceea ce găsești într-un loc e mult mai mult de atât. Deci, practic, insula asta e atât de bogată, n-aș fi crezut că o să găsim aici maimuțe, că o să le vedem din camera noastră, că o să stăm într-un resort în care o să le privim pe geam și, sincer, vă spun, eu n-am știut lucrul acesta, adică am văzut că are o notă bună pe Booking, sfatul meu în călătorie să fiți deschiși și să iubiți locurile în care ajungeți. Și uitați aici câți copii. Jumbo! Jumbo! Hello! Hello! Hi! Hi! Jumbo! Miss you! I miss you too! Au o minge și niște bâte, niște bețe improvizate de aici, se joacă pe plajă. Dar în același timp se joacă și cu niște insecte. Ia uitați-vă la ei. Ah, crabi. A, se joacă cu crabi. Ăștia probabil... El e foarte drăguț, el a stat cu mine tot timpul. I like your t-shirt. Gucci. Apropo de copii, l-am întrebat pe Michael Jackson, ghidul nostru din Stone Town, de ce familiile au atât de mulți copii? Și ne-a spus că ei gândesc de felul următor. Cu cât ai mai mulți copii, cu atât ai sprijin la bătrânețe. Adică din 13 copii, să zicem că 2 vor avea grijă de tine. Restul își vor vedea de viața lor, viețile lor. Hi! Hello! Hello! What? Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Andrea. Your name? Hi. Name. Hi. Jumbo. Jumbo. Hakuna Matata. My name is Andrea. Andrea, yeah. Hi, hello. Good, how are you? Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Have fun here. I'm happy to see you too. You speak very well English. Thank you. Asante. Asante. Bye. Bye. Hakuna Matata. Bye. Asante. Yeah. Swimming. No, I don't know how to swim. I don't know.
Copiii sunt copii peste tot în lumea asta și sunt atât de curioși să te întrebe de unde ești, ce faci, cum te cheamă. Tocmai am auzit un sunet pe care nu l-am mai auzit de foarte mult timp. Un tunet. Atunat. Bine putune. Aici e mult mai liniștit totul, în sensul că nu sunt atât de mulți vânzători ambulanți și să știți că ei nu sunt agasanți, nu sunt agresivi. Cred că depinde foarte mult de experiența personală. Noi nu am întâlnit genul acela de oameni. Le spunem... Odată te întreabă, ca peste tot în lumea asta. Le spunem nu, mulțumesc și pleacă mai departe, nu insistă. Sunt alte țări în care vânzătorii sunt mult, mult mai agresivi. Maroc, de exemplu. Ce modalitate frumoasă de a-și lua rămas bun! Zanzibarul ne-a oferit și ne oferă un spectacol nemaipomenit în seara asta la apus, așa cum nu ne-a oferit în niciuna dintre celelalte serii în care am stat aici. Suntem foarte, foarte norocoși că am surprins asta din unul dintre cele mai bune locuri de unde putem observa și admira apusul aici în Zanzibar. Mulțumim pentru tot, a fost o experiență și o călătorie pe care nu o vom uita prea curând. După un apus spectaculos de-a dreptul, ne-am retras aici pentru cină, pentru că este inclusă în preț. Dar se aud niște sunete tot timpul, atât de diferite, de puternice. Nu-ți dai seama dacă sunt păsări sau dacă sunt maimuțele. Ne-am încărcat bateriile, ne-am pus o rochie frumoasă. Mi-am pus o rochie frumoasă pentru că e ultima oară, eu cred. Mi-am pus în următoarele săptămâni nu o să mă mai îmbrac astfel. Ne așteaptă o perioadă foarte aglomerată, frumoasă, care ne va scoate foarte tare din zona de confort. Foarte, foarte tare. Mă sperie puțin, dar e bine. Aștept să vină mâncarea, că mi-e foame. Avem în față meniul pentru seara aceasta. El se schimbă în fiecare seară și astăzi cred că e specific libanez, din câte mi-am dat eu seama. Am mâncat o caracatiță foarte, foarte bună seară, deserturile, totul e la superlativ. Și gata, a venit mâncarea, eu mi-am luat o supă de linte ca aperitiv, cam așa se prezintă. Iar eu mi-am luat hummus, nu de alta, dar mi-era dor de lumea arabă puțin. A sosit felul principal, ne-am luat vită cu cartofi, arată extrem de bine. Aveam două opțiuni, vită sau legume trase la tigaie cu orez și cam atât. Foarte fragedă carnea, se topește efectiv, deci de mult timp n-am mai mâncat un steak atât de bun. Poftă bună! Se aude muzica de la clubul de lângă hotelul nostru. E o atmosferă faină de vacanță. Dacă mă întrebați pe mine, aș veni aici și aș sta 10 zile să mă odihnesc, să mă relaxez, să mă bucur de ocean, de plajă, de soare, de palmieri, de ploaie, de maimuțe, de piscină, de tot. De mâncare bună. De piscina privată la care noi n-am stat. Nici măcar nu am apucat să intrăm, da. A venit și desertul, eu mi-am luat o negresă, n-am mai mâncat de mult. Andreea, ce bun e. Iar aici e zahăr ars. Iar eu am aici o panna cotta cu căpșune. Masa din seara asta a fost la superlativ. Da, nota 10.